Peisaje de vis, ape minerale cu proprietăți miraculoase, emanații post-vulcanice, mofetele, trasee montane și preparate tradiționale, toate într-un singur loc, băile Balvanioș din Covasna. Stațiunea atrage în fiecare an mii de turiști, indiferent de anotimp, atât din țară cât și de peste hotare. Atracțiile sunt numeroase. Ruinele cetății Balvanioș, lacul Sfânta Ana, situat la 10 km de stațiune, de origine vulcanică, unicat în Europa Centrală și de Est, rezervația naturală din apropiere și cimitirul păsărilor. În inima pădurii descoperiți un complex de 4 stele complet renovat, Grand Hotel Balvanioș. Milioane de euro au fost investiți aici începând cu 2007. Dacă spațiile de cazare, restaurantul, zonele corporate sunt gata, încă se lucrează la modernizarea centrului spa. Construcție de aproape 3 milioane jumate de euro, care este un complex de spa, de wellness și de tratament. Să folosim resursele zonei, care constă apă minerale, gaze pentru mofete. Primul an nu a fost chiar așa de strălucit, fiindcă a fost primul an și a fost o perioadă de întrerupere de 3 ani și asta s-a simțit. Dar putem să spunem că anul ăsta chiar am dublat față de anul trecut numărul de clienți. O mare parte vin din România. Eleganța și bunul gust, atenția la detalii, spațiile luminoase și mai ales ospitalitatea gazdelor fac din acest hotel o destinație atât pentru petrecerea timpului liber, cât și pentru organizarea de întâlniri de afaceri, conferințe și seminarii. O plimbare prin pădurea de mesteceni din zonă rămâne una dintre cele mai frumoase amintiri de la Balvanioș. Toamna, covorul roșu de frunze este o splendoare. Dacă sunteți cu prietenii, puteți merge la paintball, echitație, tir cu arcul, plimbări cu ATV-ul. Sunt mai multe lucruri de văzut aici. Bine, dacă luăm în considerare că zona în care ne aflăm oferă o imensă varietate de destindere. Avem în apropiere lacul Sfântă Ana, avem peștera Puturosu, avem foarte multe băi mai mici care se pot vizita. Dar asta înseamnă o zi, să zicem. Noi tindem ca oaspeții noștri să rămână o perioadă mai lungă în hotel și pentru asta noi încercăm să creăm alte facilități. Anul ăsta am construit un parc de aventură. Sperăm că se aducă ceva în plus pentru hotel. Vrem să facem o pârtie de schi.